Pocăința este recunoașterea păcatului tău. Ba mai mult, recunoașterea păcătoșeniei tale. Este părerea de rău pentru ceea ce ai făcut. Pentru un felul în care l-ai dezonorat pe Dumnezeu. Dar este mai mult decât atât. Pocăința este părerea de rău pentru faptele tale și pentru prețul care s-a plătit pentru faptele tale. Realizarea că jertfa care s-a dat a fost dată și pentru tine. Realizarea că Hristos a fost străpuns pentru păcatul tău. Că vinovat nu este doar Irod, nu sunt doar iudeii. Că vinovat ești tu. Că vinovat sunt eu. De aceea, Dumnezeu spune prin prorocul Zaharia, Zaharia 12:10, atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine, pe cel pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Cum ai plânge dacă ți-ai pierde cel din tâi născut copil din casa ta? Cam așa este plânsul pocăinței. Pocăința nu este am ridicat o mână, am venit în față când a zis păstorul să vin în față, am zis rugăciunea. Pocăința este realizarea că El a fost străpuns pentru păcatele tale, că sângele Lui a curs pentru păcatele tale, că sacrificiul făcut, cel de singurul Fiu al lui Dumnezeu, este mai mare decât toți copiii noștri sacrificați. Ce s-a întâmplat în Egipt, când cei din tâi născuți au murit, egal cu zero în contrast cu valoarea sacrificiului care l-a făcut Hristos pentru noi. O cât de amarnic plângem când pierdem ceva în lumea aceasta. Pierdem pe cineva drag, pierdem o slujbă, pierdem un telefon și începem și ne pierdem mințile. Dumnezeu l-a dat, nu l-a pierdut, l-a dat pe singurul Său Fiu pentru mine și pentru tine, pentru toți cei ce se încred în El. Pocăința înseamnă realizarea acestei stări, părerea de rău și întoarcerea către Dumnezeu. Cum? Privindu-L cu recunoștință, privindu-L cu mulțumire.